Deja trebuie să alegem culorile pentru pereți fiecare în apartamentul său. Dar acum trebuie să ne grăbim pentru că deja întârziem. Iar noi vrem să fim în pas cu moda. Iată, acolo va fi și mai vesel. Încă una! Oare ce-i? Deja la această oră trebuia să fim acolo. Ce-i asta? Hai, Mica, bravo! Nu e simplu să facem în mașină, da? Din ce în ce mai greu, lumea se trezește de dimineață. Dar, în câteva zile se schimbă ora cu o oră înainte. Nu, cu o oră în urmă. Sau înainte. Și când este ziua la fratele cel mai mic, cei mai mari trebuie să se ducă să le dea cadourile. Deci eu cu Mircea l-așteptăm pe Matei să ducă cadourile de la melimi.ro și Bubble Tea Babu. Colegii mei o să fie încântați. Și ajungem la clasa lui Matei. Călduță! Ai răruț, mâncăm plăcinte, dar din când în când ne mai delictăm. Avea gogoși două bucăți, dar le-am... Cam odată la... de pomană. Odată la două, trei frizuri, el o mame. Încă nu este nimeni, deci am venit la timp. Mie îmi pare această bancă cea mai faină, de unde vezi cel mai bine la tablă. În pauză ne învățăm împreună cu profesoara. Aici este dulăperul lui Matei. Ce are aici? În bancă e ok? Pentru clasele a întâia, a doua și pregătitoare, această chestie este foarte interesantă. Iar după când crești mai mare, ajungi normal, e ca Luca și... Pa, 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 pa. Exact așa cum vrem să arate pereții noștri în casă, exact așa vor arăta și aparatele de aer condiționat. Nu am găsit ceva gri, dar uite că am găsit o soluție pentru ele. Să le vopsim. Tu deja ai spus secretul. Ceva. Mai, din camera noastră, mami. Și nu toți pereții sunt la fel. Mamă. Fain. Domnul Nelu, mulțumim. Cu plăcere. Hai că a venit și timpul inelușilor de calamar. Ce le place copiilor din familia Melini. Uite așa, le dăm prin făină și la tigaie cu ele. Mami, dar calamarii noștri sunt cam puțini. O să ne ajungă? Cred că da. Cine tușește acolo? Cine tușește acolo? Cred că sunt gata. Credeți cât de bine arată. Și s-au rumenit așa frumos. Dar voi scrieți în comentarii, vă plac sau nu fructele de mare? Mai ales calamari. Mie îmi plac cel mai mult. Îmi plac creveții, crabii, tarboi. Și prima noapte aici în autorul Lotă. Și noapte bună! Noi suntem acum la patul de sus, la etajul 2 și e foarte fain aici. Dăm tararam, scările. Și patul. Bine că avem această plasă de siguranță, pentru că Mircea și Matei mai ales în vise se rotesc, se răsucesc, se duc la carusele și cad din pat. Ia să ghiciți de unde sunt aceste uși, de la care dulapuri. Până eu vă spun răspunsul, vă las pe voi să ghiciți în comentarii. Sunt de la niște dulapuri. Îmi spuneți voi din ce cameră. A cui este camera? A venit timpul să despachetez cadoul pe care l-am făcut eu pentru tine. Și acum despachetez. Încă una! Da! Încă una! Ce-i asta? Ce-ai găsit? Într-o cutie. Ți-a plăcut? Da! Da! Am auzit eu cum zici tu, da! Un plic? Ai auzit ceva acolo? Da! Oare ce-i? Strângem rapid pijamaua și trebuie să ne pregătim valizele, pentru că am uitat! Repede, repede! Și aici este plicul de la Mircea pentru Matei. La mulți ani! Și
și ascultați ce scrieți. Nu este fragil. În ceasul, doar că aici în autorolotă este dezordine pentru că am dormit și m-am trezit cam târziu. Cam așa arată și trebuie să facem curățenie chiar acum. Mi-am strâns pijamaua. Repede, repede. Primul cadou ce am eu aici pentru tine. Unu, doi, Cura. La final vom vedea. Iar acum un anunț foarte important pentru voi. Pe 15 decembrie avem un concert în Cluj-Napoca la ora 14. Biletele le găsiți pe enterfix.ro. Spectacolul va avea loc în Cluj-Napoca, Casa de Cultură a Studenților. Vă așteptăm pe toți să sărbătorim Crăciunul împreună! Vai, de când am mai mâncat bomboane? Chișinău de seară cu prune! Chiar acum desfacem și mâncăm! Ciocolata cea salutată nu-i prea place, dar mami o adoră! Băieți, vreți ciocolată? Da! Doar una! Doar trei! Iată, astea sunt cele care vor încerca să ne ajute în familie cu bugetul. Pentru că avem cheltuieli foarte mari la energie electrică și am zis să punem peste tot, prin tot acoperișul. Care sunt în fața măsoare. Da, care avem posibilitate. Ții minte când tu ai început să faci un desen cu chestii din astea care se lipesc cu bățul și eu când ți l-am stricat, privește. Altul cu o pisică. Îți place? Da. Și asta nu este tot. Nu chiar aici, chiar așa, mami, va fi de fain. Da, uite, decât cu oală frumoasă. Da, oala e frumoasă, dar noi am zis că hai să facem o economie. Să fie și util pentru noi și... Să putem să beneficiem și noi, să ne bucurăm cu toată familia, să putem să trăim liniștit. Zic, e bine. Avem acoperiș foarte mare și păcat să nu... Uite, acolo se ridică și mai avem astea. Mai avem. Încercăm să vedem să punem așa și acolo, să le înlocuim. Astea nu produc nimic. Zero. Da, au 15 ani de când stau aici. Și de vreo 5 ani cred că e zero. Și chiar meșterii care instalează și repară panourile solare care sunt cu tuburi de apă, a zis că mai bine puneți fotovoltaice. Privește! La mulți ani! Aici avem firele de păr de la fiecare. Uite, aici este firul de păr al lui Ionuț, al lui Mihaela, al lui mami, tati, Melissa și al meu. Și aici este mâna la fiecare și este și amprentă. Ai amprenta la fiecare. Îți place? Și acum vei avea ADN-urile la toți. Și ultima chestie. O iconiță. Pe lângă valize trebuie să avem și câte un ghiostănel în care să ne punem temele, ceva de citit. Voi lua această carte, crema aceasta pentru mâini, neapărat pieptenele și neapărat niște prinzătoare de păr. Oare am uitat să iau ceva? Și acum să scoatem și AVB-ul. Așa scot eu mereu. Ori cu dinții, ori cu mâna. Băieții muncesc de zor la panouri. Ia să vedem ce fac ei acolo. Bună ziua! Bine. Munciți? E cald? Aer curat, e bine, super! Cei mai muncitori din zonă. Dacă aveți nevoie de panouri fotovoltaice, scrieți-ne comentarii pe Instagram, pe Gmail, melemicena@gmail.com și vă facem legătură cu echipele care lucrează foarte bine. Nota 10 plus. Mersi, vă așteptăm! Da! Multe, multe! Și aici, wow! Ce-i asta, Mircea? Matei, astea sunt de învățat alfabetul, ca să înveți să scrii toate literele. Pentru că tu, acum la școală, în pregătitoare, te înveți să le scrii și acasă vei mai exersa. Am pregătit câteva haine și sper că sunt de ajuns. Mi-am luat și cu mânecă lungă, și pantalon scurt, și cu mânecă scurtă. Să avem de toate dacă ne trebuie.
Dacă va fi cald, dacă va fi frig, nu se știe. Și acum, cutia cea mai mare! Wow! Mașini! De curse! Și cam astea au fost toate. Să deschidem ultima cutie. Vom continua să facem mașinuța după ce mergem. Dar acum trebuie să ne grăbim pentru că deja întârziem. Deja la această oră trebuia să fim acolo. Eu m-am îmbrăcat în alb, iar băieții în negru. Iată, așa a început săptămâna altfel în familia Melini. Până dimineața. Iată, așa Matei pleacă la școală altfel. Mircea deja a plecat. Hai, mergem! O zi bună, Matei. Iar Melissa este încă acasă. Hai să vedem ce face. Cam așa e la noi în casă. Praf. Ia uitați-vă. Mamă! Dar curând va fi bine, curat, frumos. Ne vom bucura și noi de căsuța noastră renovată, puțin. Bună dimineața! Bună dimineața, Melissa! Cum e în școala altfel? Bine? Bine, de obicei. Azi la ce oră începeți școala? La 12. Wow, ce fain! Și ce faceți? Unde mergeți? La cea prăjituri, să cătim. Perfect. Interesant. Ionuț încă tușește și rămâne acasă, e răcit. Iar voi ce faceți în școală altfel? Unde plecați? Ce activități aveți? Scrieți în comentarii să aflăm și noi. Mircea astăzi pleacă la zoo și după ce undeva în oraș cu clasa să mănânce. Melissa într-un atelier să facă prăjituri și după aceea la școală. Și tot așa în fiecare zi câte o activitate. Ieri clasa lui Matei a fost la biserică, la Sfânta Împărtășanie, foarte frumos. Tot ziceam că în Republica Moldova nu există școală altfel, nu se face școală altfel. Facem diferite excursii, plecăm în călătorii cu mini călătorii cu clasa, dar așa de vreo câteva zile, nu mai mult. Deci, e interesant, Melissa, vă place școala altfel? Hai, trezirea! Câte ora? Este ora 9 și Melissa ai de făcut câteva autografii. Ce fain că în săptămâna altfel ne putem îmbrăca altfel. Să-mi iau oare tricou sau hanorac? Copiii cu școala altfel, iar părinții pe acasă. Cât timpul e frumos, e cald afară, repede să spălăm hăinuțele, să le uscăm. M-am schimbat, iar acum vreau să mă pieptul, pentru că am părul extrem de ciufulit. Eu în fiecare dimineață mă trezesc, uite, așa. Dar voi scrieți în comentarii cu părul drept și frumos sau cu părul ciufulit. Iată așa sortăm noi gunoiul, plastic, hârtie, menajer. Aici am depozitat tot mobilierul din camera copiilor. Dar voi aveți săptămâna altfel? Scrieți în comentarii și ce faceți? Unde vă duceți? Sau dacă stați la școală și faceți diferite activități acolo? Scriu câteva autografe și apoi mă pregătesc să merg la atelier. Piesele de la aparatele de aer condiționat s-au uscat. Ia uitați-vă, sunt negre. Ce fain au ieșit! Și aia urmează să fie vopsită, din alb în negru. Îmi voi lua această geacă. Eu în ultimul timp deja încep să port gecile lui mami, pentru că îmi plac foarte mult și deja îmi sunt bune. Bună dimineața! Se vede că tati și-a uitat aici ochelarii. Probabil că acum îi caută la greu. Cu siguranță deja s-a trezit, este ora 10:30.
Săptămâna altfel a început cu 10 de colete de pe melimi.ro și cu foarte multe autografe. Mami, eu mai am autografe și la mine în cameră. La micul dejun am supă. Dar voi ce mâncați la micul dejun? Mulțumesc, la fel. Fiecare cu mâncarea sa preferată. Melissa cu ciorbă și Ionuț cu terci cereale. Melissa, uite câte spoturi avem. Și cel mai important, spotul are posibilitate de la lumină rece, neutră și caldă. Și toate astea le scoatem din casă. Sau vrei să le pun în cameră? Nici nu se discută! Și mai avem un sac sus cu spoturi deja și mai mari. Astea sunt de 12 avanți, avem de 18 și 24. Doar că am zis noi renunțăm la vechiul mod de a ilumina casa și apelăm la noile mijloace. Iluminatul cu spoturi este din alt secol, iar noi vrem să fim în pas cu tehnologiile și cu economisirea energiei electrice. Dar eu până când? Voi scrie încă niște autografe. Și imediat îți dau și lista cu numele abonaților care au făcut lucrări pe melimi.ro. Stați puțin, nu plecați! Dedeman ne-a dat paletarul! Deja trebuie să alegem culorile pentru pereți fiecare în apartamentul său. Hai! Sunt multe! Mamă, și toate bat la ochi! Vă mulțumim foarte mult! Înțeleg, vreți să ne ajutați! Dar dacă sincer, mai tare ne încurcă. Unde sunt 7 culori? Gata, 7, 8, 12 maxim. Pentru ce sutele, Melissa? Da, sutele, miile de culori. Ah, stai că da, că pe fiecare filă sunt varianta mai deschisă până la cea mai întunecată. Stați, ăsta e paletarul pentru pereții simple. Curând vine paletarul pentru vopseaua decorativă. Iată, acolo va fi și mai vesel. Bine că are cine să ne ajute. Avem și o persoană dedicată anume pentru alegerea culorilor în casă. Da, am fost pentru dumneavoastră logică, pentru că este săptămâna altfel. Ce fani aici! Papagal, peste tot! Foarte fain! Uite cum arată ăla! Băun! Mi-am luat ceva dulce în timp ce semnez următoarele autografe. Am încă foarte, foarte, foarte multe! Și dacă faceți și voi comandă de pe melimi.ro, veți primi și voi un autograf personalizat. Mai avem încă niște colete, de aceea trebuie să mai fac încă autografe. Acestea le-am făcut, iar acestea urmează să le fac. Uite, se ridică la mine! Este deja 11:55. La 12 trebuie să ajung acolo, adică în 5 minute, și cred că voi întârzia puțin, pentru că pe GPS arată în 12 minute ajungem. Afară sunt 14 grade, dar eu mi-am luat această geacă groasă. Și mi-este foarte cald. Uite chiar acum se înfășoară tavanele și pereții. Să vedeți procedeul. Girafa. Nu-ți imaginezi cât de neted este. Să fie ploapcă. Toată asta de pe pereți? Și câte tavane? Mamă, ce drept! Ce fin! M-am zis și eu așa. Chiar e bine. Mă, și curat. Și pentru început ne spălăm pe mâini. Acum vom face cornulețe.
Uite cum răsucim. Two hours later. Și gustăm cornulețele făcute de clasa noastră. Și cam aceasta a fost activitatea mea din școala altfel, iar mâine vom vedea ce mai facem, poate încă ceva la fel de interesant. Și acum îi aștept pe mami și pe tati să vină după mine.